Mănăstirea Hadâmbu a continuat și în acest an campania Daruri în cinsta pruncului Iisus, derulată cu prilejul sărbătorii nașterii Domnului pe rit vechi. Peste 100 de copii din parohia Acoperământul Maicii Domnului, Romanovca, Cornești, protopopiatul ungheni din Mitropolia Basarabiei, au primit daruri sâmbătă 7 ianuarie. Acestea au fost oferite prin dragostea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. Primit de la mănăstirea Hadâmbu în jur de 100 de cadouri de la Părintele Stareț Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii din Hadâmbu, care le-am realizat tuturor copiilor care au venit la Sfânta Biserică, au colindat, s-au bucurat de aceste daruri bune din la mănăstire. Părintele nu este de prima dată, în fiecare an este o tradiție care de fiecare an ne vizitează. Pachetele cu dulciuri au fost dăruite colindătorilor de către parohul Bisericii Romanovca. Anul acesta, în legătură cu ziua de duminică, n-a fost prezent, dar totdeauna sufletește, este alături de parohia noastră, ne ajută în tot felul și financiar și tot. Suntem recunoscători, îi mulțumim mult pentru sprijinul care îl acordă pentru parohia noastră. Mulțumim! De 5 ani încoace, mănăstirea Hadâmbu sprijină parohia Romanovca, dar și alte parohii de dincolo de Prut. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță este de pe data de 19 decembrie anului trecut cetățean de onoare al satului Romanovca, deoarece a susținut lucrările la ansamblul parohial din Romanovca și deoarece a desfășurat o activitate social-filantropică în ultimii ani.